Și au plecat. Dani și Diana Fantasy Date, eu cred că s-au stresat degeaba, că probabil o să fie, un, cred că, cel mai frumos Fantasy Date, având în vedere că, spre exemplu, Antonio și Maria au fost plecați aproape 20 de ore din casă și spuneau că doar o singură oră a fost drăguță. În rest, foarte mult oboseală, au așteptat foarte mult. Așa că s-ar putea să fie unul dintre cele mai reușite date-uri a lui Dani și al, al Dianei. Eu au plecat la Fantasy Date, restul concurenților au plecat la Splendor să și aleagă bijuteriile pentru rochile de mireasă, iar băieții pentru costum. Eu cred că la băieți cel puțin ar fi putut să le ia de la doamna care se ocupă cu costum, pentru că ați văzut că avea acolo butoni, avea papion, avea cam tot ce le trebuie și cred că dânsa ar fi știut să le asorteze cel mai bine. Nu-mi dau seama ce își pot lua ei de la... Uh, pentru costum, chiar nu-mi dau seama ce accesorii ar putea să-și ia. La fete mă gândesc că ar putea să-și ia un colier, niște cerceluși, dar la băieți chiar nu-mi dau seama. O să vedem. Cred că în live o să-i mai prindem.